Deputatul PSD de Giurgiu Florian Nicolae a declarat că proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2014, așa cum a fost el conceput, atinge toate obiectivele politicii bugetare. Deputatul Giurgiuvean mai spune că pe lângă o creștere prognozată a salariului minim pe economie și indexarea pensiilor cu rata inflației, au fost prevăzuți mai mulți bani și pentru domeniile sensibile, cum ar fi sănătatea și învățământul. De asemenea, sume importante sunt prevăzute pentru a fi alocate dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Obiectivele politicii bugetare în 2013 au fost atinse, în sensul că au crescut cheltuielile cu 14 miliarde lei față de anul 2012, stimulându-se accelerarea creșterii economice de la 1,6% la 2,7% pentru primele 9 luni ale anului 2013. S-au plătit arieratele în sănătate de 2,6 miliarde lei și la autoritățile locale de 1 miliard de lei. Salariile bugetarilor au crescut cu 15%, asta pentru 1,2 milioane beneficiari. Salariul minim a crescut cu 15% pentru 690.000 de beneficiari. A crescut venitul minim garantat pentru 210.000 beneficiari. Au crescut pensiile pentru prima dată după 3 ani pentru 5,3 milioane de beneficiari. Inflația a scăzut de la 4,95% în 2012 la 1,8% în 2013, și iar deficitul a continuat să scadă de la 3% din PIB la 2,6% din PIB. În proiecția bugetului pe anul 2014 s-au alocat următoarele, se propun alocarea următoarelor sume: 47,7 miliarde RON pentru salarii, 15 miliarde pentru structuri militare, securitate, ordine publică și justiție, 10 miliarde salarii profesori și cadre didactice, 9 miliarde salarii funcționari la nivel local, 7 miliarde salarii cadre medicale, 5 miliarde salarii alte categorii, Parlament, Președinție, Guvern, alte autorități, instituții și agenții centrale, 52 miliarde plată pensii, 20 miliarde plăți asistență socială, 40 miliarde investiții, care reprezintă 6% din produsul intern brut, 15 miliarde plăți, dobânzi și datorii, 6 miliarde subvenții, în special în agricultură, 40 miliarde cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreaga administrație,